Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou videoclip cu My Little Universe. Ei bine, v-am să iau lemnul necesar pentru a face în continuare. Nu știu pentru ce mi-ar trebui un cub. Un cub din acela uriaș. Că am văzut că dacă apeși acolo, se apare un cub. Dar nu știu pentru ce m-ar putea ajuta. Asta nu știu eu, pentru ce m-ar putea ajuta. Ia. Trebuie să mă chinui. Frate. Ia. Până la urmă, a făcut contur, ce să spun. Continuăm. Și până la urmă... cred că sunt cărți. Cred că o să-mi trebuiască... Nu! Mamă, ce sunt astea? Sunt cărți sau pergamente, ce-o fi? Deci monede! Să dau monede! Frate, nu mă așteptam. Oh my god, deci nu mă așteptam să se întâmple așa ceva. Oh my god, trebuie să mă feresc. Mamă. A revenit biblioteca, bun. Sau poate că trebuie să folosesc. Să folosesc ăsta ca să-l pun aici. Ia. Wow! Stai de foc. Nu se întâmplă nimic. Nu înțeleg pentru ce m-ar putea ajuta. Ia. Îl bag aici în apă. Și mă... duc înapoi să mai iau lemn, că tare mult lemn mai am nevoie eu. Ia mă. Deci mă duc pe aici. Și au cât de mult lemn pot. Doamne. Hai bun. Credeam că... Da, deci până la urmă am înțeles. Acum nu mai există cuvere, ci acum există o grămadă de lingouri. Frate. Păi nu mă așteptam. Termina și harta asta o dată pentru totdeauna, că deja mă plictisisem cât am făcut din ea. Deci astea nu știu ce sunt. Pergamente, ce-o fi? Da, deci până la urmă era chiar aici. Și până la urmă credeam că trebuie următorul level ca să fac. Dar de fapt n-a fost nevoie. Dar îți mă mai uit odată cu ce trebuia să sparg. Like spike, da, să fie înapoi. Că oricum nu vreau să mă mai duc înapoi. Doar dacă e nevoie mă duc. Deci pe aici mă duc doar dacă este nevoie. Îl pun la loc. Deci îl pun la loc doar dacă este nevoie. E bine. Ca să nu las acolo de izbeliște. S-a văzut unul. Și gata. Hai. Ei bine.
Ah. Am înțeles, deci cu ex. Să iau eu aici. Da. Monede. E bine că îmi dă monede. Ia. Dar nu pot să fac. What? Nu dă damage. Ce? Ah. Măi, ga, două biblioteci. Ce e interesant. Trebuie să mă oferez tot tipul de tipe. Ia, ia foc, ia foc. Nu. Și vreau să spun ceva. Am auzit că una dintre prieteni zice, dacă o să câștig, te învăț ceva deștept. Când o să câștig, îți aranjează altul. Bravo! Exact! Alex, e o diferență între felul în care cânti tu și felul în care cânti înțelegi foarte bine ceea ce ți se întâmplă. Și asta nu vreau să diminuez eforturile nimănui. E doar o diferență de percepție. Pentru că tu ai o altă vârstă față de ei. Gata. Poți să iau și monede la fel. Și înțelegi, dar sunt prea puține, îmi dă prea puține. Înțelegi importanța lucrurilor care se întâmplă în jurul tău și înțelegi fiecare cuvințel pe care îl cânti. Și la fel de bine înțelegi cât de mult înseamnă această șansă și cât de mult înseamnă ca fiecare piesă pe care o cânti, fiecare notă pe care o cânti, să fie simțită. Du-te! Și vreau să spun, așa, din punctul meu de vedere, că ți-a ieșit cu vârf și îndesat. Mă bucur atât de tare că te văd în finală. Mă bucur atât de tare că tu cânti ceea ce îți place ție să cânti și m-aș bucura foarte tare ca oamenii să te voteze și să aprecieze ceea ce am apreciat și noi. Capul sus! Blocat. Bă, când mai am mă de făcut? Mai iau deja să spun că mai iau materiale mai dă. De culoarele curcubeului, nu? Eu mai iau, că mult o să mai am de făcut. Și asta este ultimul. Și apoi mă duc.
Gata, l-am urât. Nu e destul de mult. Deci pot să fac cât o-i vrea eu. Ude, o să fie și mai mult. Se putea oare? Am 12.000 fix de lemn, adică doar 12.000, nu mai mult. Stau eu de meci. Deci că este de greu. Mă duc. Pare că destul de mult o să fie. Ce este acolo? A, nu e. Nu, there is not interesting. Oh, s-a mai făcut unul. Nu știu. Ia, hai, bun. Mă omor cu publicitatea? Mă omor cu publicitatea. Ha, dacă n-am văzut publicitatea, eu știu. Ai făcut o bună. Hai. Să continuăm. Am luat amândouă fetele, că erau două fete la început. Cam atât a fost doctorul.